Mircea Tomescu, cel mai cunoscut violonist român contemporan, a concertat în fața micuților internați la Spitalul Municipal din Oradea. Evenimentul s-a petrecut în cadrul proiectului Sunet pentru Sănătatea Copiilor, organizat de Asociația Life Education for All și care are ca scop dotarea cu audioteci a saloanelor de copii bolnavi cronic din întreaga țară. Astfel se pune accent pe beneficiile meloterapiei, recunoscute în multe țări ca fiind benefică în procesul de recuperare a micuților bolnavi. Eu cred că muzica vine să... Să te însănătoșească. Muzica ajută spiritul foarte mult și atunci când spiritul este însănătoșit, atunci și corpul va fi la rândul lui însănătoșit. Spitalul Municipal Oradea este unul dintre cele 10 spitale din țară dotate cu audioteci în cadrul proiectului Sunet pentru Sănătatea Copiilor. Spectacolul s-a intitulat Balada, un secol de muzică și face parte din ediția a noua a turneului internațional Stradivarius.